Să deții un Lamborghini este visul multor pasionați de mașini. Constructorul de automobile sport de lux creează mașini emblematice încă din anul 1963, iar postere cu modelele Lamborghini au atârnat de-a lungul timpului pe pereții multor dormitoare ale tinerilor pasionați. Ce au mașinile Lamborghini de sunt atât de admirate și cum au evoluat ele de-a lungul timpului? Îți prezint în continuare evoluția Lamborghini. În ciuda statutului său de mașină simbol al bogăției, luxului și vitezei, Lamborghini are origini modeste. Denumită după creatorul său Ferruccio Lamborghini, compania a luat ființă prin construcția de tractoare. Domnul Lamborghini a fost înrolat în aviația italiană, lucrând ca mecanic al armatei în al doilea război mondial. După război, s-a folosit de abilitățile sale și și-a deschis un atelier de reparații auto. După ce a intrat în posesia mai multor vehicule militare, Ferruccio l-a transformat în tractoare și a reușit să facă din asta o afacere. În 1959 a început să producă un tractor pe care unii îl consideră străbunicul tuturor automobilelor Lamborghini. DLA-35 Super. Acesta era echipat cu motor diesel de 2,2 litri cu 3 cilindri și putea să accelereze până la 25 de km pe oră. Au fost construite 117 asemenea frumuseți. Așadar, dacă auziți că un fermier deține un Lamborghini, ar trebui să-l credeți pe cuvânt. Apoi Ferruccio a început să-și exploreze adevărata sa pasiune pentru mașinile sport. El avea pe atunci un Ferrari GT250, iar chestia amuzantă este că dacă nu ar fi fost vorba de atitudinea nepoliticoasă a departamentului servicii clienți de la Ferrari, poate că automobilele sport Lamborghini nu ar fi existat în ziua de azi. Asta pentru că, atunci când Lamborghini s-a plâns la Ferrari că ambreiajul mașinii sale Ferrari nu funcționa așa cum acesta își dorea, Enzo Ferrari i-a răspuns că problema nu este la mașină, ci la șofer. Acesta chiar l-a insultat pe Lamborghini spunând: ești un simplu producător de tractoare, nu ai cum să știi ceva despre mașinile sport. La scurt timp după acea întâlnire, Lamborghini și-a lansat în luna mai, în 1964, prima mașină sport capabilă să rivalizeze cu Ferrari, un Lamborghini 350 GT. Mașina nu era terminată pe deplin atunci când și-a făcut debutul la expoziția auto de la Torino. Proiectanții au trebuit să-i monteze câteva cărămiți pe locul unde trebuia să fie amplasat motorul și au ținut capota închisă pe toată durata expoziției. În cele din urmă i s-a montat un motor V12 de 3,5 litri ce accelera până la 250 de km pe oră și ajungea de la 0 la 100 de km pe oră în 6,8 secunde. Nu era prea rău pentru mijlocul anilor 60. În ciuda performanțelor de succes, linia de producție a lui Ferruccio nu era proiectată pentru construcția de mașini de curse, ci mai degrabă pentru automobile de stradă, asemenea Ferrariului său. Au fost construite 120 de exemplare ce s-au vândut la prețul de $18.000 bucata. Iar dacă în zilele noastre întâlniți acest tip de mașină restaurată într-o stare impecabilă, așteptați-vă la un preț pe măsură. În anul 2015, un model rar exclusivist de Lamborghini 350 GT a fost vândut la licitație la prețul extraordinar de $935.000. Urmașul modelului 350 GT a fost Lamborghini 400 GT 2+2, care s-a lansat în 1966. Era o mașină de 4 locuri, echipată cu un motor mai puternic V12 de 3,9 litri. Accelera până la 270 de km pe oră și ajungea de la 0 la 100 de km pe oră în 7,5 secunde. Au fost fabricate 250 de exemplare din acest model, iar prețul modelului de bază era de aproximativ $14.750. La mijlocul anilor 60, Lamborghini s-a impus ca fiind unul dintre brandurile respectate de mașini de lux de calitate. Nu a fost doar o simplă întâmplare. Taurul furios avea să dăinuiască. Nu știu dacă știați, dar logo-ul companiei a fost ales pentru că Ferruccio Lamborghini era în zodia Taurului și pentru că îi plăcea să participe la coride. Așa s-a gândit el că imaginea Taurului e perfectă ca logo al companiei și emblema a fost cu siguranță luată în seamă odată cu lansarea legendarei Lamborghini Miura în anul 1969. Multe persoane influente dețineau un Lamborghini Miura. Acesta a fost lansat în aceeași perioadă cu 400 GT. Rod Stewart, Elton John și Frank Sinatra aveau Lamborghini Miura. Frank Sinatra chiar a spus că dacă dorești să devii cineva, îți cumperi un Ferrari,
dacă ești cineva, îți cumperi un Lamborghini. Pun pariu că pe fața lui Ferruccio Lamborghini a înflorit un mare zâmbet când a auzit asta. Modelul Miura era un automobil de două locuri ce avea o viteză maximă de 285 de km pe oră și era la acea dată cea mai rapidă mașină din lume. Accelera de la 0 la 100 de km pe oră în numai 6,5 secunde. Lamborghini Miura 338 a fost produs până în anul 1971 la prețul de 20.000 de dolari bucata. Dacă doriți să achiziționați un astfel de Miura acum, veți scoate din buzunar de 100 de ori mai mult. Numele Miura provine tot de la coride, fiind numele unei rase de tauri de luptă. Anul 1967 a fost anul uneia dintre mașinile concept proiectate de Lamborghini, modelul Lamborghini Marzal. Era o mașină de 4 locuri cu un motor de 2,2 litri cu 6 cilindri. Atingea viteza de 225 de km pe oră și era capabilă să accelereze de la 0 la 100 de km pe oră în 7 secunde. A fost construit însă numai un singur exemplar de Marzal. Domnul Lamborghini a declarat mai târziu că Marzal nu a fost niciodată proiectată să intre în producție, ci a fost prezentată numai ca un scop de a-și face reclamă. Spunea că dacă vii cu o mașină ca Marzal la saloane auto precum Geneva, Torino sau Frankfurt, toate revistele o vor pune pe prima pagină. Prefer să cheltui 100 de milioane de lire să construiesc un automobil ca acesta, care să mă coste oricum mult mai ieftin, decât dacă aș plăti publicitate care m-ar costa 1 miliard de lire. Așadar, construcția unei astfel de mașini compensează prețul pe care l-aș fi plătit pentru publicitate. În anul 2011, aceasta așa zisă mașină de aruncat s-a vândut cu 1,6 milioane de euro. Următoarea pe linie de producție în perioada 1968-1970 a fost automobilul de 4 locuri Lamborghini Islero. A fost construit ca înlocuitor al lui GT400, deși avea același motor și o viteză maximă mai mică, cu accelerație puțin îmbunătățită. Au fost construite 225 de exemplare, vândute cu suma de 18.000 de dolari bucata. Numele Islero provine de la taurul din rasa Miura, care l-a ucis pe faimosul toreador Manuel Rodriguez în anul 1947. Constructorul a păstrat designul conservator al mașinii, a cărei linie era asemănătoare cu GT400, spre deosebire de următorul automobil. Tot în 1968 s-a lansat Lamborghini Espada, care nu semăna cu o mașină sport. Marginile ascuțite ale mașinii erau adecvate numelui, Espada însemnând spadă în spaniol. Era echipată cu motor V12, asemenea modelelor anterioare. Mașina era un Grand Touring cupé de 4 locuri și nu era cea mai rapidă, însă tot putea să atingă 250 de km pe oră și să accelereze de la 0 la 100 de km pe oră în 6,5 secunde. Prețul era de 21.000 de dolari per bucată și timp de un deceniu au fost vândute 1200 de exemplare, fiind de departe automobilul cu cea mai mare durată de producție. În anul 1970, atunci când a venit vremea ca Islero să fie înlocuită, în loc să o reproiecteze, Lamborghini a preferat să construiască modelul Jarama. Asemenea lui Lamborghini Espada, mașina nu arăta ca un Lamborghini obișnuit. Așa cum v-ați putut da seama, constructorul italian prefera să dea nume spaniole automobilelor sale, menținând tema coridelor. Această mașină nu era cu nimic diferită. Numele său nu a fost ales de Ferruccio după circuitul Jarama de la Madrid, care găzduia pe atunci Grand Prix-ul Spaniei, ci după râul Jarama, o regiune din Spania unde se cresc taurii de luptă. Mașina era echipată cu același motor V12 de 3,9 litri, folosit atât la Islero, cât și la Espada. Putea să accelereze până la 260 de km pe oră și să ajungă de la 0 la 100 de km pe oră în 6,9 secunde. Au fost construite 328 de modele Jarama cu prețul la lansare de 22.500 de dolari. Prețul nu pare foarte mare, însă ajustat la inflație, astăzi ar fi cam de 150.000 de dolari. În anul 1971, Ferruccio Lamborghini a surprins întreaga lume cu noul Lamborghini Miura. Pe lângă subtilele modificări vizuale, Miura SV vine echipat cu un nou motor care dezvoltă 385 de cai putere față de motorul modelului anterior Miura, ce avea doar 370 de cai putere. Asta înseamnă o viteză maximă de 300 km pe oră, fiind chiar mai rapidă decât originalul. A fost îmbunătățită și accelerația, putea să ajungă de la 0 la 100 de km pe oră în doar 5,8 secunde. Mașina s-a vândut cu 21.000 de dolari. Miura SV a fost ultimul și cel mai rar model al gamei Miura, deoarece s-au fabricat numai 150 de exemplare. Dacă facem o comparație între toate modelele Lamborghini de până acum, observăm că Miura SV este cea mai rapidă atât din punct de vedere al vitezei maxime,
cât și ca timp de accelerare. Și în mod surprinzător, nu era cea mai scumpă mașină. Dacă vrei să cumperi astăzi un Miura SV cu kilometraj mic, fii pregătit să jefuiești o bancă, pentru că prețul de pornire este de 2,8 milioane de euro. În anul 1972, Ferruccio Lamborghini a vândut acțiunile lui George Henry Rosetti, un bogat om de afaceri elvețian prieten cu el. Rosetti a plătit 600.000 de dolari pentru acțiuni. În decembrie 2020 însă, prețul acțiunilor a atins enorma valoare de 5,2 miliarde de euro. Dacă ți-a plăcut episodul, să știi că urmează partea a doua și a treia.